Eticheta și protocol în afaceri este un curs conceput și susținut de Cristina Turnagiu Dragna, antreprenor, consultant în comunicare și image management, cu expertiză de peste 15 ani în construirea de mărci și campanii în domeniul industriilor de lux, formator acreditat și trainer în comunicare, etichetă și protocol în afaceri, lector la Institutul Diplomatic Român, secretar general al Asociației Române pentru Protocol și Ceremonial. Știți ce înseamnă protocol? E un set de reguli și norme care trebuie respectate în viața socială, în contexte publice și oficiale, deci nu doar oficiale, un set de reguli. Iar protocolul și are propriile categorii, e național sau internațional, instituțional, da? Diplomatic, militar, bisericesc, regal și mai nou, protocolul afacerilor. Acesta este protocolul. Ce este eticheta? Eticheta reunește bunele maniere și regulile formale de comportament în societate. În curs sunt foarte multe elemente de etichetă socială și eticheta afacerilor în mod special. Cursul are recomandarea Asociației Române de Protocol și Ceremonial și va avea loc sâmbătă 8 iunie între orele 9 și 15 în aula din Corpul E al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, în organizarea Patronatului Județean al Femeilor de afaceri din IMM Suceava și Asociației IDEVA. Pentru că lipsește informația și pentru că nu avem definiția clară a termenilor, atunci ne gândim că e ceva învechit, e ceva care a aparținut unei vremi de mult apuse, da? Ne gândim la regalitate, o da, acolo vorbim foarte mult de etichetă și protocol, dar la noi în România, datorită perioadei lungi de comunism, într-adevăr, eticheta și protocolul nu și-au mai găsit justificare în perioada aceea. Au fost uitate și foarte puțin folosite atunci când aveau loc vizitele oficiale la nivel de relații de stat. Nu s-a făcut educația bunelor maniere în școală și, din păcate, nu se face nici astăzi, dar pe măsură ce după 90 am început și noi să facem cunoștință cu cei din afară, pentru că în alte societăți decât cea românească, în toată perioada aceasta comunistă, eticheta și protocolul s-au păstrat, s-au dezvoltat și s-a pus mare valoare pe ele. Acum, dacă revenim la mediul de afaceri, pentru că e vorba de un curs de etichetă și protocol în afaceri, în mediul de afaceri, eticheta și protocolul sunt foarte importante. Iar cei care fac afaceri și au ieșit în exterior sau au primit parteneri de afaceri din exterior la ei acasă, în România, și-au putut da seama că eticheta și protocolul sunt extrem de importante în relațiile de afaceri. Apoi, instituțional sunt foarte importante pentru că ajută la comunicare, iar comunicarea în termenii etichetei și protocolului ajută instituțiile, ajută companiile să evolueze. Pentru că dacă într-o companie ai oameni care știu să comunice bine, știu să se respecte unii pe alții, știu să funcționeze în echipă într-un mod cordial, iar acestea sunt în virtutea etichetei și protocolului, e clar, instituția, compania vor funcționa la nivel înalt. Cunoașterea regulilor de etichetă și protocol facilitează comunicarea interpersonală, sprijină în crearea unui network eficient, consolidează imaginea publică, îl așează pe cunoscător pe picior de egalitate la orice masă a negocierilor, este de părere lectorul cursului de etichetă și protocol în afaceri. Femeia de afaceri, care cunoaște regulile de etichetă de afaceri și normele de protocol, le va include natural în modul în care se prezintă, se adresează, în construcția discursului, în detaliile de comportament non-verbal și paraverbal, iar toate acestea îi vor spori elementele de autoritate și persuasiune. De altfel, sunt ingrediente absolut necesare pentru succes.